Mergem mai departe. Mergem mai departe. Crezi că soția ta, a treia întrebare, crezi că soția ta a flirtat cu alți bărbați în timpul relației cu tine? Deci spunem dacă da sau nu. Că vreau să știu. Măi, da, flirt. Flirt înseamnă nevinovate. Adică așa, niște ochiade, niște zâmbete, niște... Că acum se spune că orice femeie vrea să-și probeze, ca și bărbații, să-și probeze garanția, adică să știe, mă, mai sunt valabilă, mai sunt în garanție, se mai uită bărbații după mine, mai fac cu ochiul. Și la bărbații la fel, vor să aibă confirmări tot timpul dacă mai sunt încă bărbați atragători, atrăgători, cuceritori. Deci o chestiune nevinovată, până la urmă, poate fi și una normală. Izabela și Ionuț, crezi că Izabela mai flirtează? Nu, zice, un pic. A, deci tot tu! Deci tot tu, Izabela! Așa, da. Deci tot tu un pic! Auzi! Sunt leoaică. Ești leoaică și ce? Asta e o scuză? Nu, e un pretext bun. A, e un pretext bun. Ionuț, dacă te duci pe la ea, pe la firmă, și vezi că flirtează cu un domn de 45 de ani, bine situat, nu, profesional. Nu fac probleme, adică dacă e de 40 și nu, să fie sub 20 și atunci. Poftim? Pedofilă? Ce e ea, pedofilă? Doamne, iartă-mă! Nu, niciodată n-am zis. Dar cum adică, stai puțin, dar de ce nu-ți faci probleme la 40 și ceva de ani? Tu știi că bărbații se spune că abia după 40 de ani sunt bărbați. Aia, sunt bărbați. Puțin grizonați, așa. Sunt maturi, au acea privire. Au trecut prin viață, știu să prețuiască o femeie, să o cucerească. Adică, ce te bazezi? Numai pe tinerețea ta din instalație? Pe frumusețea lui, el este frumos. Am înțeles, Ionuț, dar adică, tu zici că nu te temi de unul de 45, de unul de 20. Nu mă tem de nimeni. Auzi, da, Izabela, crezi că s-ar mai încurca cu unul mai tânăr decât tine? Nu cred. Dar nu ești sigur, n-ai băgat mâna în foc. Există acolo. Există acolo, a? Bine, hai că vă dau 10 puncte în sfârșit. Franci și Bogdan. Deci nu, n-a flirtat cu alți bărbați, Bogdan. Așa zici tu. Auzi, tu cât stai la... Tu ești barman, nu? La un bar, ai zis, din Băneasa? Restaurant. La un restaurant. Și stai și tu la program de multe ori până după miezul nopții. Da. Și nevastă ce face? Stă acasă cu copilul. Acasă cu copilul. Asta e cea mai bună scuză. Acasă. Mai mă sună pe live. Te mai sună pe live. Da, dar nu ți-e teamă așa, mă, Bogdane, că la un moment dat, uite, ea o să rămână mereu tânără și tu ți-am mai zis eu. Mai, păi tocmai asta e că eu întineresc. Dar nu a, lângă ea. Eram bătrânești și eu la un moment dat. Eram puști, eram mai ai să îmbătrânești în orice caz cu 15 ani mult mai târziu. Cu 15 ani mai târziu decât iubitul tău. Înțelegi? Da. Nu ți-e teamă, Bogdan, că o nevastă tânără va vrea la un moment dat și ea pe cineva? Nu. Poate când eu avea vreo 60 de ani, da, atunci o să-mi fie teamă. Da. Dar acum nu. De când o să ai tu 60 de ani, o să aibă abia 45. O să fie o bunăciune. De-abia de atunci. Spune Aida. Spune Aida că abia atunci o să fie coaptă, femeie. Exact. La 60 n-ai să mai păi poți. Păi da, dar și când e prea coaptă, nu mai. Că după aia... Ce vorbești? Ia uite, Nicu. Nu sari, nu zici nimic? Și că dacă e prea coaptă, nu, da, nu mai nu e. Chiar... Acum depinde de bărbat. Fiecare cu gustul lui. Atunci da. E... depinde de gustul lui fiecare. Vezi, Bogdane, cum o dai, că ai și în stânga și în dreapta. În stânga e prea tânără, în dreapta să n-atingi, să nu le zici că Nicu se simte foarte bine cu Aida și Aida eu sunt între. E ca la 20 de ani, exact. Păi ce v-am dat și vouă 10 puncte. Aida și Nicu. Crezi că soția ta a flirtat cu alți bărbați în timpul relației cu tine? Nu. Nu mai șicanează pe mine, pe nimeni în trafic, nu, Nicu? Nu, eu am o încredere deplină. Și ea la fel. Aida, copilul tău, băiatul tău nu e căsătorit? Nu, și nici nu vrea să audă, deocamdată. Nu vrea să audă? Spune-mi, te rog. E tipic generația de astăzi. Ia, să rămână, mulțumesc frumos. Avem exemplu. Doamne ajută. Doamne ajută. Aida, vine într-o zi băiatul tău care are acum 31 de ani și spune, mamă, m-am îndrăgostit de o femeie care e divorțată, are un băiat de 20 de ani și ea are 45. Ce îi spui? Bravo ție. Nu te opui? Deloc. Nu-i spui, mă, băiete, dar nu ți-ai găsit și tu o fată tânără să-i faci și tu un copil? Tu n-ai vrea să ai și tu copiii pe lumea asta, să mă faci și pe mine bunică? Nu-i spui? Nu, pentru că nu poți să obligi și nu poți să impui. A, da, poți să-i dau o părere, deci, văzând-o pe respectiva.
Uite, părerea mea despre fată este, dar mai departe face ce dorește, ce simte. Te vei gândi și tu că ai trăit aceeași situație și că iubirea ta cu Nicu a fost una necondiționată, exact. Și îl lași și pe el la fel, exact, să aleagă. Exact. De ce? Și că vreau să văd puțin dacă te-ai pus în, să zic așa, în locul mamei lui Nicu. M-am pus. Și dacă nu vei fi pus și tu vreodată, Doamne ferește sau Doamne ajută, nu știu, să fii pusă în aceeași situație. Nu, m-am pus.